Deci, doamna Maia Sandu a primit premiul Timișoara pentru valori europene. Scandalul în jurul celor 30.000 de euro pe care i-a primit Maia Sandu la Timișoara ia amploare. Bine, eu tot meditam asupra acestui subiect, chiar astăzi cu unii colegi discutam. Probabil un premiu, nu știu dacă mai am a fost așa ceva pe la noi. S-au dat bani. 30.000 de euro. Și femeia, știți că a anunțat că nu știe ce să facă cu ei? I-a pus în sân, îi puneți și mie cum i-a dat banii nu mai ai mai pomenit așa ceva? Nu s-a coșet care... Nu, nu, încă o dată, nu, nu de oameni normali. Noi da. Ați luat mită oficială, iar costul dumneavoastră e doar 30 de euro. Un sentiment de mândrie, ceva ați simțit când ați văzut știrile astea în weekend, stând la cuptor. Dacă în locul Maiei Sandu ar fi fost Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Dumnezeu cu banii ăștia? noroc bun găsit la emisiunea Lumina. Vă mulțumesc din start pentru că v-ați făcut timp, ați apăsat butonul, play, da, amui rând s-a apăsat și un like, dacă îți vă placă s-a apăsat și un share, puteți lăsa și un comentariu. Azi vă propun să avem parte de, de trei lucruri. În primul rând, să ne umplem de invidii, că sunt oameni care care au mai mulți bani ca noi. Dar noi, noi suntem sarantoși. În al doilea rând vreau să ne umplim de rușini, să ne fie rușini, ei <gângânt> tu maica, să ne, să ne, facă alții de rușini. rușini că nu avem bani, cum au alții. Și în al treilea rând să ne amintim de o poveste scrisă de Marele Ion Creangă. Amu, așezați-vă comod și faceți notițe Pe 13 ianuarie 2024, președinta Maia Sandu a mers în România ca să ia premiul Timișoara pentru valorii europene. Primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz, i-a înmânat acest premiu însoțit de o recompensă de 30.000 de euro. Partea asta cu valorile europene <laughs> nu tare ne interesează. 30.000 de euro, da, ciulim urechea deodată, am ciulit urechea. Bani? Unui demnitar de stat, asta ce? Asta e corupție, asta ce? Și nu numai noi ne întrebăm asta, Sunt au întrebat experți anticorupție, s-au întrebat deputata Olesia Stamate, chiar și președinția, doamna Maia Sandu, împreună cu echipa ei, au înaintat un demers, o trimis o scrisoare la CNA și o întrebat, se poate, e norm, e legal așa ceva de primit, de banii ăștia? În premieră pentru Republica Moldova, administrația prezidențială, da, au trimis o scrisoare la CNA să întrebe dacă, dacă spate de primit un premiu. Îți dai seama, Dodon, să trebuie procurorii anticorupție. Domnilor procurori, da, îți poate în general așa să lucrezi toată viața la stat și să te alegi cu o casă de 400 de metri la buicani și Mercedes alb și dăm sigareți mentolăm și ouă de la etulie în care poți găsi. Multe altele, dar nu, nu a fost să fie așa ceva în cazul Dodon. Mai pe scurt, președinția <coughs> La 5 zile după decernare ne-a mai anunțat un lucru. În momentul în care va fi clar dacă legea permite recepționarea acestui premiu, instituția prezidențială va acționa transparent și va informa publicul despre modul în care vor fi utilizate aceste resurse. Eu când înregistrez acest video, deja avem un răspuns la cinea. Dacă n-ați urmărit, hai să vedem un fragment dintr-un reportaj de la Newsmaker și a să înțelegeți și voi cum o răspuns această instituție președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, poate să primească premiul de 30.000 de euro, oferit recent de municipiul Timișoara din România. Opinia a fost formulată de Centrul Național Anticorupție, care a explicat că regimul juridic al cadourilor nu este aplicabil în cazul acordării sau decernării unor premii, având în vedere că termenul de premiu nu se regăsește în lista termenilor care se circumscriu noțiunii de cadou, potrivit articolului respectiv din Legea Integrității. Totuși, CNA stipulează în răspunsul pentru Președinție că nu dispune de competențe pentru interpretarea actelor normative. Ok, premiul nu înseamnă cadou, zice CNA. Ca și cum mai Sandu poate primi acest premiu. În același timp, Centrul Național Anticorupție recunoaște că nu are competențele de interpretare unui act normativ. Dar cine are de interpretat actul normativ? și Cine? Parlamentul? și ne spune noi asta? Tăt stac, numai greierii se aud cu, cu lui Iacu. Un detaliu important totuși, până în clipa asta, e ca până înregistrez eu video, banii nu au fost transferați. Nu-s bani în țară, nu-s bani la Maia Sandu, nu știi Maia Sandu ce să fac cu banii care nu sunt, pentru că ei nu sunt, cum să faci ceva cu ceva și noi. Și în general, eu nu știu ce cuvânt avem noi de spus, noi cu voi, apropo de și să facă Maia Sandu cu un premiu pe care el primește pentru evaluarea competenților, reușitelor sale. Nu-i treaba noastră, eu cred. Cu toate astea, în intervalul dintre decernarea premiului și chiar și ziua de azi, pe internetul moldovinesc, tu una de adevărat scandal. Maia Sandu a fost cumpărată cu patrahami, tineri, activi, cu telefon, mobil și costumul reacționat. Această chestiune este din noaptea minții, este foarte grav, este halucinant, pentru că astfel eu pot să dau polițistului o diplomă și 200 de lei și asta nu o să mai fie considerată mită pentru a nu fi pedepsit pentru încălcarea regulamentului circulației rutiere. Televiziunile lușor, sateliții lui sub formă de Vasile Bolea au reacționat. Eu consider că este de fapt o încercare, nu că o încercare, dar deja fapt produs, da? de a da foloase necuvenite, așa cum spune legea la noi în Republica Moldova, pe doamnei președinte. Nu trebuie de judecat de intrat în detalii, pentru că mimită, e corupție, nu n-așteptăm răspunsul CNA-ului, n ce faptul că președinția nu a ascuns că prin acești bani, președinția chiar a întrebat alte instituții de stat dacă spade poate prine banii, nu. Ne îngrijorăm, aprindem paie în cap. Mulțumim, domnul Vasile, sub formă de bolea. Mergem mai departe la directorul Asociației de Jurnaliști Întrebări Ușoare, pe nume Gheorghe Gonța, a reacționat și el în cadrul propriei emisiuni. Și se dă premiul Bănesc. Imaginați, de exemplu, haideți să luăm vicinii. eu haideți să vă Ca de săraci. da, așa. Da, da, nu cât de săraci poți să ne consideri. Noi, noi suntem. Și grăiți, care și care jeli o de premii în lumea asta sunt însoțite de recompense financiare. Campioni sportivi, autori de cărți, laureața premiului Nobel, primesc bani la un alt cu o cu diplomă. Premiile astea bănești sunt pentru că tu ești sărac. El e un milion de dolari, laureata premiului Nobel. Mănâncă ce oată mă ești. Ești rupt în pantalon de sărăcie. Eu într-o zi m-am întâlnit cu fostul președinte a Columbiei, Juan Manuel Santos Calderon. Eu, pe scurt, îi spun Juan Manuel Santos. Și îi zic, voi și voi cu tine, și eu pățit în 2016. De el da, ia, că am primit premiul Nobel pentru pace, mă. Zic, da, de, -a, de -a, și ai primit. Da, pentru că săracul, ia, pentru că dau și mă Așa gândește Gheorghe Gonța. Dar nu sărim cu gheara în cap la Gheorghe Gonța, trebuie să-i spunem și mulțumesc. Pentru că dacă nu greșesc, anume <coughs> la Gonța în expert experta anticorupției Cristina Ciubotaru a fost prima voce care o lansat în public o serie de întrebări pertinente, importante, apropo de legalitatea recepționării acestor bani. E normal să ne întrebăm, să stăm cu căpestru pe, pe cap. E normal, bani vin la un demnitar de stat ca coa. Hai să ne întrebăm. Cu toate astea, dacă asculți atent discuția dintre uh, Gheorghi Gheorghe Gonța și Cristina Ciubotaru, expert anticorupție, chiar și Cristina Ciubotaru spune că mai sunt încă multe întrebări la care trebuie să găsim răspuns. Ce presupune acest premiu? Cu el se acordă? Care sunt criteriile? Cine este juriul? chiar nu cunosc cum ca să mă dau cu părerea, dacă sincer... Multe, multe întrebări ar fi bine să adresăm, să obținem răspuns la ele, ca după asta, jurnaliști, experți fiind, să ne permitem să ne dăm cu părerea în mod obiectiv, documentat, așa -i? Eu nu cunosc suficiente detalii cum ca să-mi dau seama. Ei, da, pentru și să documentez când crezi la moale și poți să pui capac unui, unui asemenea subiect din emisiune, <laughs> cu această concluzie. Dumnezeu cu banii ăștia? Dumnezeu cu banii ăștia. Așa de tare ți-o păsat de subiectul ăsta des, zic Și că e și momentul perfect, cum am mai spus la început, să ne amintim de o poveste scrisă de Ion Creangă. Povestea se numește prostia omenească. Mai țineți minte? Un bărbat trăia împreună cu nevasta, soacra, copilul și într-o zi bărbatul se întoarce acasă și găsește femeile plângând în ho-ho tibăi, plângând din cauza unui eveniment care nu a avut loc. Și el întreabă femeile și află de ce. Pisica cică s-ar fi putut sui pe horn sus și să dea drobul de sare peste bibeluș, mari jele, oameni buni, dar jelea nu s-a întâmplat de fapt. Ceva ar putea să se întâmple, dar tu la acesta ar putea încă mai soluții. Tu poți să muți drobu de sare, poți să muți cop kilo în alt loc acasă. De cât să înșepea plânge de jele pentru ceva și încă nu s-a întâmplat. Bilețchi, Bolea, Șor, Gheorghe Gonța, Munteanu de la Partidul Cub, Mașa Zaharova, uite, la Ministerul Rus de Externe, o obosit deștele și o scris pe Twitter. Dar cel mai dureros a fost să urmăresc în acest buchet de reacții să urmăresc o doamnă o doamnă simbol, simbol al luptei pentru libertate, doamna Natalia Moral, tradițional, vă rog, Pregătiți tazicul și hai să urmărim împreună. Puteți să mă ardeți pe să mă linșați și să mă detestați, dar mai Sandu este președintele țării mele. Or, un președinte al țării mele nu merită o atare umilință internațională. Știm că aveți suficienți bani, știm că suntem sarantoci, dar vă îndemnăm să nu vă mai permiteți să ne umiliți în așa hal. Sarantocilor, nu vă lăsați umiliți de românile aceștia care ne-au totul și vând suflă între urechile natale. Natalie Morari încât așa concluzii pot să naști. Fantazic, dar stai, stai că nu-i Putem pune și noi mână de la mână pentru a aduna 30.000 de euro. Însă, dar... Putem pune mână de la mână? Tu poți spui mână de la mână cu Slava și scheltui aproape 60.000 de euro într-un an pentru publicitate doar pe Facebook, Natalia Morari. Însă, dar 60.000 de mii de euro, doar publicitate, doar pe Facebook. Ne vorbim de costurile producției acestei emisiuni de spălare de mozg. Oricum, dumneavoastră ați demonstrat în aceste două săptămâni că nu sunteți diferită cu nimic. Ați luat mită oficială, iar costul dumneavoastră e doar 30 de mii de euro. Și s-a ajuns ca și frații de peste prut să-și bată joc de Maia Sandu. Uh, oameni buni. Și vă mă faceți cred că voi urmăriți acest video cu ochii deschiși și urechile destupate. Dacă aveți un calendar prin casă, prin telefon, prin computer și observați că e 2024 și e an electoral și mai puneți în acest buchet și vreo 3 deepfake-uri, cum Sandu lansat în ultimile 3 săptămâni și al puțin. Dacă mai puneți la o altă buchetul ăsta de guri care au sărit în, 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 capul administrației prezidențiale și a președintei Maia Sandu. Apoi mă timp ne dăm seama conceput perioada electorală mai devreme decât ne anunță organul electoral despre asta. Vă să deosebiți știrile de e, informaționale și să fiți tare atenți la cei care nu se ostenesc, nu obosesc să se documenteze, să se pregătească cu o serie de întrebări și răspunsuri la ele, dar să apucă să judici și să versă lacrimi în hohotii pentru ceva ce încă nu s-a întâmplat neluându-i apărarea mai Sandu, Neluându-i apărarea administrației prezidențiale, eu tare mi-aș fi dorit ca așa și din ca așa din Timișoara, ca și președinția, să grească o leac și mai tare. Dar atât timp cât în premieră s-a întâmplat așa ceva în, în, Moldova, un președinte să fie premiat, încă și cu o recompensă financiară și încă și să întrebi dacă e voie să acești bani, poate pe viitor noi să învățăm lecții din asta. Da, prostie, prostie omenească pare și încă tare la putere sănătate, multă înțelepciune vă doresc și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut, știți ce să faceți, nu spuneți la nimeni. Vă mulțumesc!